Salutare, fraților, eu sunt Aroxel și bine ați revenit la un nou episod din seria noastră de Made in the Raw pe serverul Phoenix, fraților. Înainte să înceapă acest episod, v-aș ruga să nu uitați să apăsați și acel buton de like și să vă abonați. Și de ce nu să intrați pe serverul ăla de Discord? Pentru că tot oamenii se intrați pe server. Nu i-ați intrat, unii nu. Și vreau să ne strângem cât mai mulți acolo. Și, na, în fine, hai să lăsăm vorbăria la o parte. Ce vreau eu să fac astăzi? Vreau să bat și eu. Mă ia boala. Vreau și eu să bat niște metine, să vedem ce putem face. Și numai bine am găsit un metin aici. Îi dăm aici frumos un iureș, o aură și hai să ne băgăm pe treabă. Văd că damage-ul este destul de bun. Vreau să văd o chestie. Ok, bun. Ok. Să văd dacă rezist. Sper să rezist. Ar fi minunat să rezist. Dacă nu, e cam aiurea. Dar uite, uite, văd că duce e prostul ăsta. Ne mai oprim așa puțin. Mai dăm așa câte un vârtej. Să batem și noi mobii ăștia. Bun, hai frate. Despre ce vorbim aici, mă? Bă, da. Să vă zic sincer, nu mi-am pus vreodată problema că nu o să rezist. Adică m-am gândit că sigur o să rezist. Da, bă, totuși, era așa o chestie, dacă nu rezistam totuși, adică, pana mea, știi, ce făceam? Și dacă tot văd că rezist, nu este nicio problemă, o să facem, dacă vă place genul ăsta de videoclipuri, bineînțeles, de la format, o să facem mai multe videoclipuri, hai să vedem ce ne pică. Cartea abilității ajutorul dragonului. Asta ce va putea să aibă? Ghear de fir, ce până. Așa, bun, deci nimica bun, adică. Dar nu este nicio problemă, fraților. Căutăm și alte pietre. Hai să vedem unde mai putem găsi. Uite încă un metin. Bă, dar s-a aici pregătite, mă, toate pentru mine, e nebun. Parcă sunt pus aici pe tavă. Scuzați-mă, am strănutat. Cred că încep să răcesc și... Bă, damage-ul văd că chiar este... Gen chiar foarte bun. Coaie de scorpion, o să păstrez totuși. O să păstrez coada. De ce nu? Bă, am mai avut eu nevoie de coadă de scorpion. Și nu prea am găsit. Și na, mi-ar prinde bine să am. Acum. Nu zic că mor, că fac curat. Uite, pică și ceau. Deci nu zic că mor, că fac urât rău de tot, adică... Ba da. Da, se pare că mor. Dacă aș fi stat rău, nu muream. Hai, mai dau până la capăt acum, nici nu mai clintesc de aici. Să vedem și ce drop are piatra asta. Sperăm să fie ceva bun, parcă vezi acum îngrabă plus 4. Ce zicem? Lovitura spiritului. Ok. Deci nimica bun nici de aici. Dar nu e nicio problemă, noi totuși o să ne mai încercăm norocul. Vreau așa să fie un episod de ăsta mai... Nu cine știe ce... chestie așa... Ceva relaxant, niște tori de la format.
pana mea, farmez aici câteva pietre și ăla-i videoclipul. Adică bine, oricum, uite, încă un meeting, bă, ești nebun, mă, mă așteaptă aici, mă. Bine, oricum, ce pot eu să fac într-un episod în care să farmez, adică... Farmez, nu? Altceva n-am ce să fac. Mamă, trebuie neapărat să-mi iau un colir cu... un rugă 5 KPV sau 2 KPV. Deci chiar trebuie neapărat. Fai de capul meu, stai așa că mor. Stai așa că nu e așa. Aoleu. Aoleu, aoleu. Mamă. Bă, ce trec, mă? Până acum rezistam bine și acum mă face orul ăsta de râs, mă. Bă, și nu știu, în orul ăsta mai bag așa câte o aură la vrăjeală. Văd că până acum e nebun orul ăsta, au intrat toate cărțile în el. Nu mi-am amintesc să fie ieșuat vreuna. Parcă în Iureș a ieșuat una, da, în Iureș. Dar în aură văd că intră bine. Bineînțeles, până la proba contrarie. Mamă, mă și bâlbâi, nu mai știu să vorbesc. Și, na. Oricum nu vreau eu să fac cine știe ce, vă dați seama, pe orul ăsta, adică... Ups. Mamă, eram sigur că mor la faza aia. Puteam să jur că mor. Mamă, uite, două cioburi, perfect. Am făcut și un cor cu ocazia asta. Trebuia să bag iurișul, dar acum nici nu cred că mai are rost. Da, oricum sparg metinul. Da, bă, deci nu vreau eu să-i fac cine știe ce aură. Atacul spiritului. Nu m-a cărți de căcat. Adică nu vreau să investesc prea mult în aură, știi? Cel mai mult ar vrea să investesc în ăla de 26 în aură. Că nu. Hai să vedem dacă s-au respawnat ceva pietre pe aici. Nu știu, cred că mai bat o piatră sau două și... Aia, ei, nu vreau să lungesc prea mult videoclipul ăsta. Bă, nu știu, mi se pare chiar foarte tare, adică au fost 3 pietre una lângă alta aproape. Am avut bolan mare. Bine, probabil dacă m-aș muta pe alte CH-uri, eu... aș găsi, ia mă să dau o de-asta. Nu este nicio piatră metin pe această hartă, wow, serios? Bă, se pare că da, chiar e. Ok, păi atunci schimb CH-ul și revenim cu încă o piatră și aia este. Bă, frate, din păcate, am tot umblat pe CH-ul și am tot schimbat, am căutat și cam degeaba, adică nu mai găsesc nicio piatră chiar pe niciunde. Dar, oricum, deja videoclipul se făcuse de... aproape 10 minute și na. Zic eu că este în regulă și cât am filmat. Chiar dacă nu mai găsesc acum nicio piatră, dar na. Oricum o să v-am zis să mai fie videoclipuri în care sparg metine. Poate o să fie și în map 2 cu orul de 26, poate o să mai fie și la orci, nu știu, vedem noi. Dar na. Bă, frate, eu am fost Starox și până data viitoare eu vă zic pa, pa.